Bună ziua tuturor! Știu că au trecut câteva zile din ianuarie, 10-11 zile și probabil, poate pentru unii dintre voi, această etalare poate să fie un pic cam întârziată, dar, cum știți, timpul este fluid și limitele acestea pe care ni le autoimpunem nu ar trebui să existe. Bănuiesc că totuși citirea pe care mă pregătesc să o fac va fi pentru anumiți dintre voi care veți avea timp să ascultați până la capăt. Dragii mei scorpioni, soare, lună, ascendent sau Venus, dați-mi voie să vă urez un an bun cu reușite, dragoste și creștere spirituală și să trec repede la ceea ce am de citit. După cum vedeți, acestea sunt cărțile pentru voi, acestea sunt pentru partenerul, persoana care vă interesează și cred că, deși nu este nimic spectaculos, este o energie bună pe care începeți să o manifestați chiar de la începutul anului. Cum am spus și în citirea precedentă pentru Berbec, am un anume fel de a aranja cărțile. Aceasta reprezintă luna, emoțiile voastre, cum gândiți, Mercur, da? Cum acționați, Marte, de ce vă este frică, de ceea ce doriți și apoi ceea ce reușiți să faceți. Deci, la fel pentru partenerul, partenera voastră sau persoana care vă interesează. Dragi scorpioni, după cum vedeți, în inimă aveți o mulțime de cupe, 9 de cupe, ceea ce este o carte excelentă. Și pentru voi care adesea aveți tendința ca toate semnele de apă să absorbiți energiile din jur și să păstrați adesea ce este negativ, această carte mi se pare minunată să o văd în inima dumneavoastră. Simt că vă simțiți bine cu voi înșivă și este excelent. Simt că aveți o satisfacție pentru ceea ce ați realizat de-a lungul timpului, de-a lungul anilor și chiar sunteți mulțumit de ce ați realizat anul trecut. Este o carte a emoțiilor și mă bucur că începeți anul cu o emoție atât de pozitivă. Poate să fie o persoană care e autosuficientă, dar uneori e bine să fim autosuficienți, să nu cerem chiar atât de mult de la noi și să vedem partea plină a paharului. Este posibil pentru unii dintre voi, dragi scorpioni, să aveți tendința să beți mai mult, mai ales că au fost niște sărbători și probabil vor mai fi. Mare grijă totuși la excesul de băutură sau alte plăceri care vă pot crea această stare de confort emoțional. Cum gândiți? Cum gândiți? Aveți 4 de cupe. După cum vedeți, tot o carte, încerc să o scot, tot o carte emoțională, da? O carte care reprezintă semne de apă, rac, scorpion sau pești, dar este în poziția lui Mercur, a minții, a felului cum gândiți. Cred că unii dintre voi încă vă mai gândiți la o poveste din trecut, din 2018, când s-a manifestat un trio, un trei de cupe, un menaj a trois, ceva de genul acesta, o situație în care într-o relație unul a trădat și încă vă gândiți sau resimțiți energia acelei povești. Nu cred că regretați foarte mult pentru că vă simțiți foarte confortabil în suflet. Cred doar că revizuiți mental, analizați ceea ce s-a întâmplat, eventual încercați să înțelegeți de ce oare vă este greu încă să uitați această poveste, să lăsați în urmă acea persoană care v-a înșelat, pentru că totuși un scorpion când este înșelat, devine foarte ranchiunos, uneori răzbunător sau se răzbună pe el însuși. Tot veninul și-l încarcă pe el însuși și nu este bine. E clar, nu este cazul dumneavoastră, ați reușit să vă vindecați, să depășiți momentul, vă simțiți bine în suflet, dar mental încă vă gândiți, oare de ce totuși mă mai gândesc la acea persoană, la acea poveste, când știu bine că nu mi-a făcut
Nu mi-a făcut bine, nu mi-a adus niciun beneficiu și încă mi-a adus suferință. Este posibil să vă gândiți la o ofertă care vine și datorită acestei stări pe care încă o mai simțiți, să nu vedeți bine oportunitatea care este chiar în fața dumneavoastră. Poate unii dintre voi considerați că este prea mică. Rămâne de văzut pentru februarie ce se va manifesta. Aceasta este o energie în curs de dezvoltare, în curs de manifestare. Poate unii dintre voi veți avea într-adevăr niște ocazii în perioada lunii ianuarie, dar fiți atenți să nu le ocoliți pentru că orice ocazie va aduce mai aproape de această stare de confort, de autorecunoaștere în care vă dați seama că ați reușit să umpleți atâtea pahare, atâtea opțiuni, atâtea idealuri. Cum vă manifestați? Vă manifestați ca acest nebun. Sunteți gata să lăsați în urmă ce a fost în 2018, să uitați și cu acea energie nemaipomenită de 9 de cupe, să manifestați un nou început. Da, știu, vorbesc de manifestare, deși este nebun, dar e vorba de starea interioară, așa cum aveți în inimă 9 de cupe, așa aveți undeva în priviri soarele acesta al credinței pe care sunteți gata să îl duceți mai departe, să-l transmiteți celor din jur, sunteți pregătiți să vă faceți bagajele și să nu vă uitați idealul, uitați ce floare frumoasă are acest nebun în mână, să nu vă uitați idealul și prietenul cel mai apropiat. Da, dacă cumva prietenul vă avertizează, mai așteptați un pic, pregătiți-vă planul de călătorie. Așteptați, nu vă grăbiți, riscurile se iau, dar totuși, după o oarecare analiză în care balanțați, echilibrați plusurile cu minusurile. Oricum, în public, aveți o energie nemaipomenită și cred că radiați un anume ideal, o anume stare de visare. Ceea ce e posibil pe unii să inspire, pe unii care sunt într-o stare oarecum mai negativă, mai tristă. De ce vă este frică? Vă este frică de această carte de putere. Deși scorpionii se știu că își doresc puterea, în primul rând controlul asupra ei lor însăși, această carte vine în poziția fricii. Poate vă este frică de o persoană născută în zodia leului sau a fecioarei, unii dintre voi. Poate vă este frică că nu vă puteți controla. După cum vedeți, această femeie controlează leul, controlează instinctele. Poate vă e frică că nu vă puteți controla instinctul de a o lua de la capăt. Dar cred că dacă instinctul vă spune, intuiția, nu instinctul, e bine să vă încărcați de credință, da? Și să manifestați un nou început, că doar e început de an, e ianuarie și ce altceva putem face decât să ne pregătim pentru o nouă călătorie. De ce vă mai e frică? Vă este frică că ar putea cineva să vă controleze? Aș vrea să comentați, știu, sunt la începutul acestui proiect, dar încet, încet sper să vizitați din ce în ce mai mult acest canal și să avem interacțiuni din ce în ce mai dese. Poate vă e frică de ceva ce s-a petrecut în august anul trecut. Eventual gândiți-vă, ceva n-a fost în regulă în august și vă e frică să repetați lecția pentru că sunteți foarte atent la ce s-a întâmplat anul trecut, foarte atent. Ceea ce vă doriți, vă doriți să luați decizia cea mai bună, să luați decizia de a începe acest an cu credință, cu entuziasm și cu optimism. Și vreți să alegeți între a rămâne în energia trecutului sau a manifesta o nouă cale.
Este foarte posibil ca unii dintre voi să vă doriți, pentru că această carte este în poziția publică, să vă doriți să manifestați un nou job, un nou serviciu, o nouă carieră și din acest motiv totul se pare foarte riscant și trebuie să luați o decizie foarte importantă. Dar da, urmăriți-vă intuiția, ascultați-vă intuiția. Este foarte posibil ca în momentul în care practicați ceva care vă distrage atenția de la gândurile de zi cu zi, să zic, pictați, dansați, citiți o carte, ascultați muzică, toate aceste lucruri să vă ajute să vă detașați de tensiunea luării acestei decizii și să primiți răspunsuri pe această cale. Fiți atent ce răspunsuri primiți, pentru că e posibil să vă inspire în decizia pe care o aveți de luat. Într-un final, după cum vedeți, aveți două cărți de doi, ba de fapt trei cărți de doi. Într-un final, dumneavoastră veți sfârși ianuarie 11-11. Da, probabil că e ceva legat de Twin Flame, de regăsirea sinului într-o formă sau alta. Deci, repet, spre sfârșitul lunii ianuarie veți fi luat deja decizia și nu doar că veți fi luat decizia, deja veți începe să faceți planuri, veți ști exact, după cum vedeți, persoana de aici a apucat deja unul din bețe, din toiaguri, deja știe pe ce se poate baza, se uită pe un glob, își face planuri, da, de viitor, gândește harta pe care o are de urmat în călătoria pe care și-a propus-o să o pună în acțiune. Este o persoană care este deja plină de este plină de energia acțiunii, chiar dacă poate să pară statică, este deja cu un pas în față. Nu este în mijlocul acțiunii, este exact acel moment de dinainte. Mi se pare o carte bună, o carte de foc care transmite hotărâre. Da, persoana s-a hotărât, deci ați decis și își vede deja călătoria și o proiectează undeva mental, are pasiunea și nebunia de a o manifesta. Și este bine, este foarte bine, pentru că nu putem rămâne în energia trecutului. Altfel nu mai creștem. Am încercat să clarific câteva cărți, dar cred că totuși o să vi le spun în partea a doua. Înainte, pentru că nu îmi permite deocamdată YouTube să downloadez mai mult de 15 minute, fiind la început de canal, de proiect, o să vă arăt energia comună dintre dumneavoastră și persoana care vă interesează. Da? Energia comună este 5 de monede, regina de monede și turnul. Eu simt că între dumneavoastră a fost o separare, o despărțire, poate din acest motiv aveți această carte 4 de cupe, încă vă simțiți oarecum trist că s-a întâmplat, sigur nimeni nu-și dorește o despărțire și s-a întâmplat destul de brusc. Simt că în acest moment nu comunicați așa cum ar trebui să comunicați. Și pentru unii dintre voi, această persoană este posibil să o fi văzut, dacă nu chiar să fie, soția voastră, soțul vostru, sau măcar să o fi văzut ca pe un potențial în această privință. Înțelegeți? Pentru unii dintre voi, acest 5 de monede poate să însemne o problemă financiară pe care sigur o veți depăși, o veți depăși pentru că simt, analizând, ce n-a mers bine anul trecut, de, luând decizia cea mai bună în ceea ce privește călătoria pe care doriți să o manifestați în profesie, în viață, în relația aceasta, ați primit deja sau veți primi o idee,
veți avea inspirația necesară cum să depășiți aceste probleme financiare și nu doar cum să le depășiți, ba chiar cum să ajungeți la o abundență pe care, probabil, unii dintre voi nici nu o sperați. O să închid acum.